ultimele zile, unitatea de primire a urgențelor a fost supraaglomerată. Asta se datorează și faptului că medicii de familie nu eliberează rețete compensate și nici nu dau trimiteri către medicii specialiști. Pentru prima dată în cursul zilei de ieri am avut un număr de 260 de prezentări. Și noi am legat aceasta și de lupta care se duce în prezent între medicii de familie și Ministerul Sănătății, respectiv Casa de Asigurări, prin nesemnarea acelui contract pe ramură, contract cadru, astfel încât ne așteptăm ca și în perioada următoare numărul de prezentări de la Unitatea de Primire a Urgențelor să crească. Noi suntem pregătiți să facem față în măsura capacităților fizice ale unității de primire, pentru că spațiul este un spațiu limitat și personalul care lucrează este aici, dar în principiu nu vom refuza niciun fel de consultații. Singurul lucru care încercăm să atenționăm sau să rugăm populația este să înțeleagă că odată cu creșterea numărului de prezentări, timpii de așteptare din UPU se vor mări, pentru că în continuare vor avea prioritate urgențele majore. Mulți dintre bolnavii care ajung la urgențe nu știu că problemele lor de sănătate pot fi rezolvate și în ambulatoriul de specialitate din cadrul spitalului și astfel aglomerează unitatea de urgențe. Dacă medicul de familie ar fi văzut prima dată, ar fi îndrumat categoric spre ambulatoriul de specialitate și acolo se puteau rezolva. Deci noi nu negăm o afecțiune, nu negăm că oamenii sunt cu boli, dar nu sunt boli care să fie urgente, care să necesite prezența sau prezentarea unei unități de primire a urgențelor. Nu pot să cred că o afecțiune care trenează de 3-4 luni de zile a devenit în câteva minute urgență de transportat cu ambulanță.